Hristos a înviat și bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Procurorul Orădean Alexandru Lele, suspendat din funcție după ce parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție a început urmărirea penală împotriva lui, a depus plângere penală împotriva Procurorului General al României, Joița Tănase, și altor doi magistrați din parchetul Curții Supreme de Justiție care s-au ocupat de anchetă. Procurorul Alexandru Lele a formulat plângerea reclamând modul în care cei trei magistrați au desfășurat cercetările în cazul său. Alexandru Lele este acuzat de favorizarea infractorului, arestare nelegală, cercetare abuzivă și sustragere de înscrisuri. Alexandru Lele a declarat că măsurile luate împotriva sa sunt un gest de răzbunare politică motivat de faptul că a emis în vara anului trecut un mandat de arestare pe numele lui Adrian Tarău, fiul prefectului PSD de atunci al județului Bihor, Aurel Tarău, acuzat de contrabandă cu benzină. S-a scris și s-a vorbit foarte mult de procurorul Orădean Alexandru Lele. În această seară, domnia sa se află în fața dumneavoastră. Așa cum spuneam, Alexandru Lele, procurorul Orădean, procuror suspendat din funcție după ce parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție a început urmărirea penală împotriva sa. De asemenea, de cazul procurorului Orădean Alexandru Lele se leagă mai mult sau mai puțin timpul ne va spune asta și cercetarea justiției, de se leagă sinuciderea sau moartea procurorului Panait, despre care s-a scris și s-a vorbit atâtea. E vorba de procurorul Cristian Panait, care s-a și deplasat la Oradea. Unul dintre cazurile sau dosarele de care se ocupa procurorul Panait este și cazul procurorului Alexandru Lele. Bine ați venit, domnule procuror! Bună seara! De ce credeți că s-a sinucis procurorul Cristian Panait? Este o întrebare grea, cereți foarte mult să răspund. Trebuie să luăm de bună deocamdată comunicarea pe care a făcut-o parchetul general, din care rezultă că a fost o sinucidere, iar motivele, eu susțin că pot fi regăsite în presiunea care s-a exercitat asupra sa. Dumneavoastră, într-un fel sau altul, ați anticipat că domnul Panai nu va rezista foarte mult în funcția pe care o avea. Ați făcut o declarație pe care au speculat-o ziarele, ca să nu spun, au valorificat-o. Am anticipat-o știind fenomenul care există în parchetul general vis-a-vis de delegarea multor procurori tineri pentru secția de urmărire penală și criminalistică în special și pentru secția judiciară în parte. Aveți emoții? Nu. Iar faptul că sunt tineri îi expune foarte mult. Dar dumneavoastră despre procurorul Panait ați declarat, textual: oameni ca el au o viață foarte scurtă în justiție pentru că sunt manipulați. Era procurorul Panait manipulat? Da. De cine era manipulat? Eu trebuie să precizez în primul rând că l-am cunoscut pe procurorul Panait într-un interval de 25 de ore. În ziua de 27 martie, de la ora 9, până a doua zi, când l-am văzut ultima dată, în 28 martie, la ora 10. A fost ziua în care a venit să facă o percheziție, să ocupe dosarul, să vină să facă percheziție la domiciliul dumneavoastră. Da, în ziua de 27 m-a chemat la parchetul Curții Oradea, mi-a cerut o declarație de mână, mi s-a dus la cunoștință că s-a început urmărirea penală față de mine, iar în continuare s-a derulat un început de anchetă constând în aducerea la cunoștință a învinuirii, când am avut practic primul incident cu el, și apoi declarația de mână pe care am dat-o și care la un moment dat a fost brusc întreruptă, spunându-mi se că urmează să efectueze o percheziție la domiciliul meu. Asta în timp ce vă aflați la parchet acolo. Da. Și de ce spuneți? Am plecat împreună. De ce spuneți că era manipulat? În prima fază, la primul contact pe care l-am avut cu el în anchetă, mi s-a dus la cunoștință învinuirea. Și această operațiune, acest act de aducere la cunoștință învinuirii trebuie să nu se rezume doar la
în cunoștințarea încadrării juridice, ci trebuie să și detalieze faptele care sunt imputate persoanei care, față de care s-a început urmărirea penală. Adică față de dumneavoastră, exact. Că de dumneavoastră era vorba. Da. Și cine îl manipula pe procurorul? Când am ajuns la faza sustragere de înscrisuri, m-am arătat foarte mirat, eram efectiv mirat. A fost una dintre acuzațiile care da, au fost aduse dumneavoastră. Da. Am insistat, domnule, dar spuneți-mi ce înscrisuri am sustras, când, de unde? Păi nu, că asta nu trebuie să vă spunem. Cum nu trebuie, domnule? Mă învățați meserie, că totuși am suficienți ani în parchet. Câți ani aveți în parchet? 13 ani și... Și bun, este un drept constituțional să aduci cuiva la cunoștință ce fapt a săvârșit dacă ai început urmărirea penală față de persoana respectivă. Deci nu este suficient să-i spui că a săvârșit un ultraj, că a săvârșit un furt, fără să-i spui în ziua de, în locul nu știu care, ai sustras sau ai lovit, ai făcut ceva față de o anumită persoană. Bun, și nu putea să-mi spună ce înscrisuri am sustras. Și asta v-a făcut să spuneți că e manipulat. Nu, numai asta. Și mai ce? Spuneți-ne timpul, tot. În timpul derulării acestei anchete, da, era prezent procurorul Păun, procurorul șef serviciu, da, care a ținut să precizeze că nu participă la... anchetă, că ancheta aparține procurorului Panait și că dânsul doar îl supraveghează. Și eu l-am întrebat, zic, domnule, dar instituția asta, supravegherii procurorului care efectuează el o urmărirea penală, unde ați găsit-o dumneavoastră în codul de procedură penală? Sigur că nu avea unde să o găsească, pentru că nu este reglementată nicăieri. Și... nu m-am opus, considerând că nu mă deranjează, puteau să fie și 5, fiindcă eu știam că nu am nicio vină și că acuzele erau fără niciun temei. În timpul discuțiilor acestea, practic, Panait solicita încuviințarea, încurajarea procurorului șef Păun din priviri, iar când ajungeau în momentele mai delicate, ieșeau împreună afară și se consultau. Da, după care veneau. Bun, dumneavoastră spuneți că procurorul Panait era manipulat. Era manipulat de șeful secției, de domnul Ovidiu Spăun? Eu deocamdată doar pe dânsul am văzut în faza respectivă. Nu. Păi l-ați văzut, dar era și domnul Ovidiu Spăun acolo. Da, da. Deci era cine, doar Ovidiu Păun. Cine îl manipula pe Cristian Panait? Deci Ovidiu Păun, în mod sigur, exercita o influență asupra lui. Bun, mie mi se pare cazul dumneavoastră, de asta v-am și invitat la emisiune și ați acceptat după îndelungi conversații participarea la emisiunea noastră. Dumneavoastră, un procuror la Oradea, ați arestat anul trecut, o să ajungem și acolo, pe fiul prefectului județului Bihor, fiul prefectului PSD de atunci a județului Bihor, Aurel Tarău. Acesta era acuzat, fiul prefectului era acuzat de contrabandă cu benzină. Dumneavoastră ați fost arestat? Nu. N-ați fost arestat. A început doar cercetarea împotriva dumneavoastră și atâta tot. În momentul acesta sunteți suspendat. Ați făcut o plângere penală împotriva Procurorului General al României. De ce? În primul rând, cred că ar trebui făcute niște precizări în legătură cu fazele procesuale pe care le-am străbătut. Vă rog. Pentru a fi cercetată o persoană, indiferent că este procuror, că este simplu cetățean, că este parlamentar, există o fază de acte premergătoare pentru care nu este nevoie de nici un aviz, de nicio încuviințare. În această primă fază se strâng anumite probe și apoi, dacă este nevoie de un aviz, se solicită de la organul competent, iar dacă nu este nevoie, pur și simplu este chemată persoana respectivă, se înregistrează dosarul și se dispune începerea urmăririi penale pentru faptele cu privire la care s-a constatat că există suficiente probe ca să se dispună acest act care este începutul, este debutul procesului penal.
Faza următoare prezintă importanță pentru magistrați, fiindcă este faza de, în care învinuitul se transformă în inculpat. Deci statul își folosește instrumentul juridic, acțiunea penală, pentru a solicita tragerea la răspundere penală a unei persoane determinate cu privire la o infracțiune determinată. Deci de doar discutat. Acest, eu sunt inculpat în toate cazurile statului judecată și sunt din start inculpat. Doar în cazul magistraților, doar acest act de punere în mișcare a acțiunii penale, doar acest act atrage de drept suspendarea. Deci, faptul că s-a început urmărirea penală nu a afectat cu nimic suspendarea și funcționarea și mea în continuare. Să vă suspende, spuneți-mi. După percheziția la care s-a renunțat în data de 27 martie, seara la ora 10, am primit o citație pentru a doua zi să mă prezint la parchetul Curții Oradea. M-am prezentat, dar era o vânzoleală foarte mare pe acolo, telefoane, uși trântite, nervi, era agitație în orice caz. Și la ora 10 mi s-a comunicat că nu urmează să fiu audiat în continuare, practic să continui acea declarație pe care o începusem în ziua anterioară, ci că voi fi audiat în continuare de către procuror din parchetul general, dar la București. Nu aveam ce să comentez, deși competența vis-a-vis de locul unde funcționez eu la Tribunalul Bihor, parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, aparținea Curții de Apel Oradea. Dar am zis, domnule, de ce totuși trebuie să fac eu deplasarea la București? Mi s-a spus că în Oradea eu beneficiez de foarte mult suport din partea multor persoane, practic întreaga opinie publică din Oradea știe că cele afirmate de mine sunt reale și că este pentru binele anchetei să continuăm la București, unde este mai multă liniște și mai bune condiții pentru continuarea anchetei. Așa. Am fost de a... Nici nu puteam, practic, să mă opun. Puteam să fac așa, să apelez la niște artificii avocățești, dar n-am considerat necesar și am spus, bine, voi prezenta... Aveți avocat în acest caz? Da, am avocat, pe avocatul Cologi, care, la care am apelat după incidentul cu procurorul Panait, care refuza atunci să-mi aducă la cunoștință în mod concret învinuirea. Și atunci am spus, domnule, eu nu aveam nevoie de avocat pentru a mă apăra, dar față de această conduită a dumneavoastră, consider totuși că trebuie să fie prezent și un avocat și să vă convingă și el că felul în care aveți de gând să procedați nu este cel după așa, codul de procedură. Și de ce plângerea împotriva procurorului general? Am ajuns la București în ziua de 2 aprilie. În ziua de 2 aprilie am fost audiat de către procurorul Panait. Dar am uitat să vă spun că în ziua de vineri, 29 martie, fără să fi continuat acea declarație de mână pe care o începusem, am aflat dintr-un comunicat al parchetului Curții Supreme de Justiție că s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva față dumneavoastră de mine, da, și că automat sunt suspendat. Dreptul la acea declarație este un drept înscris în articolul 70 parcă din codul de procedură penală. Este un drept care practic mie mi-a fost refuzat. Eu n-am dat declarații cu privire la mai mult din acuzele ce mi se aduceau. Practic din faza de făptuitor și din, de la cele probe adunate extra-procesual, m-am trezit pur și simplu inculpat fără să fiu pur și simplu audiat. A existat acea întâlnire cu procurorul Panait cu dumneavoastră. Era un început de declarație, dar având în vedere caracterul stufos al învinuirii ce mi se aducea, era nevoie acuzat de mult de favorizarea timp, infractorului, arestare nelegală, sigur, cercetare abuzivă și sustragere de înscrisuri. Da.
Într-un material scris de colegii mei de la ziarul, colegii noștri de la ziarul Adevărul, ultimele zile din viața procurorului Cristian Panaite, este vorba, probabil că la citești noastră, mătușa procurorului Panaite, Eleni Dumitru, a acceptat să relateze pentru ziarul Adevărul succesiunea evenimentelor. În data de 27 martie a avut loc audierea dumneavoastră, da? Duminică 31 martie, procurorul Panai vine acasă în jurul orei 11, a bătut, își cheamă mătușa în baie, dă drumul la apă și îi spune șoptit. Deplasarea la Oradea nu a fost pentru Lele, adică pentru dumneavoastră, ci pentru mine. Mi s-a întins o capcană, vor să mă scoată nebun. Mi s-a umblat în viața personală, știu totul despre mine până la clasa 4. Mătușa sa nu știe ce să creadă și încearcă să-l liniștească. Cristi Panai se decide să meargă la Rudica Stănoiu, ministrul justiției și cea cu care și-a dat licența, ca să-i relateze concluziile sale în cazul Lele. Avea ulterior să spună că doamna ministru l-a încurajat să-și mențină opinie dacă într-adevăr nu sunt probe, pentru înfundarea lui Lele. Dumneavoastră știți ce decizie, ce soluție a pus procurorul Panait pe dosarul dumneavoastră, că toată lumea vorbește de neînceperea urmăririi penale, că nu erau probe. Este un moment foarte întunecat și cu privire la care parchetul Curții de pe lângă Curții Supreme de Justiție păstrează. E adevărat, încă n-a spus. Este, din punct de vedere procedural, este important, fiindcă eu nu știu cine a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de mine. Fiind o anchetă efectuată de procuror, este nevoie ca ordonanța respectivă să fie confirmată de către superiorul procurorului respectiv. În ziua de 2, deci asta a fost în 29. Uh-huh. În ziua de 2, când m-am prezentat pentru audiere, mi s-a dus la cunoștință că procurorul șef Păun este cel care va continua ancheta. Asta înseamnă că dacă în ziua de 29 a semnat dumnealui ordonanță de punere în mișcare a acțiunii penale, înseamnă că șeful direct, Ilie Picioruș, trebuia să-i o confirme. Dumneavoastră aveți caseta video cu cele 25 de minute cât a durat încercarea de percheziție? Da. O aveți la dumneavoastră? Da, o am la hotel. O aveți la hotel. O să vă rugăm să ne dați și nouă caseta, să o dăm într-o ediție viitoare a emisiunii. Nu știu dacă este potrivit, fiindcă, în fine. Păi nu e o casetă filmată de o televiziune locală. Nu, sunt aici niște... Stai, deci cine a filmat caseta? O cameră. O cameră de filmat. Deci caseta a fost filmată de o cameră. Da. Și camera de filmat filma singură. Nu, filma acționată de un operator. Și operatorul era? Normal, profesionist. Și cine era? Era pus de dumneavoastră? Eu aveam în ziua respectivă, după ce timp de 3 zile stătuseră de la Oradea cei 3 procurori care veniseră, procurorul Panait, Păun și încă o doamnă Rădescu, care acum am înțeles că se ocupă dumneiei de dosarul dosar. Nu știu dacă dacă nu se va abține față de situația în care dar este. Dar de ce nu vreți să ne dați caseta? S-ar putea să nu fie relevantă pentru noastră și să... Da, este relevantă. Să sensibilizeze... Să vă spun de ce e relevantă. Familia. Așa, spuneți, cele 3 zile... Deci în cele 3 zile, domnii procurori de la parchetul Curții Supreme de Justiție au efectuat mai multe acte de urmărire penală. Aveau deja cadrul procesual, fiindcă în ziua de 25 martie începuseră urmărirea penală și au procedat la niște audieri, la niște percheziții, la verificări de dosare. Iar felul în care ei au acționat, astfel cum îmi fusese mie relatat de către persoanele care fuseseră percheziționate sau care chemaseră persoane ca să dea declarații, să se autodenunțe, să facă plângeri penale împotriva mea, mă făcea să cred că nu există pic de loialitate procesuală din partea celor 3 procurori și că trebuie să fiu foarte precaut în ceea ce îi privește. Uitați ce scriu colegii din ziarul Adevărul. Un tânăr procuror, e vorba de Cristian Panait, cel care a murit, este împins în față într-un caz tulbure de către șefii săi, Ovidius Păun, care la ora percheziției se afla la Oradea, așa cum a spus și dumneavoastră,
în funcție era de chiar în fața supraveghea, casei. Spuneați, da? Și Ilie Picioruș era chiar în fața casei când a venit. Și când am plecat de la parchet, l-am rugat chiar, domnul procuror, șef, veniți, vă rog, dumneavoastră, la percheziție și participați. Și, deci un tânăr procuror este împins în față într-un caz tulbure de către șefii săi, Ovidiu Spăun, care la percheziție se afla la Oradea, și Ilie Picioruș, și pus să-i vină de hac unui vulpoi bătrân ca Alexandru Lele. Sunteți vulpoi bătrân? 41 de ani, dacă asta este vulpoi bătrân. Păi nu, vârsta nu vă face chiar atât de bătrân, dar vulpoi bătrân, invocând faptul că echipa care îl anchetează iar putea înșena ceva în timpul percheziției, Lele, adică dumneavoastră, anunță presa. Este după amiaza zilei de miercuri 27 martie. Din momentul descinderii, echipa televiziunii locale, aflată înăuntru, filmează. Da, este, deci operatorul care filma era la este un locală? Articol dintr-un ziar. Nu, vă întreb. Eu vă spun care e realitatea. Nu, și de asta vă și întreb. Sigur. Deci, nu era o deci televiziune locală. aveam acele elemente care mă făceau să fiu foarte precaut. Bun. Și atunci m-am gândit să asiste, să fie filmată percheziția care urma să fie făcută la domiciliul meu. De către un operator al dumneavoastră. Nu. De către o cameră independentă. N-are rost să spunem că deci este... Deci operatorul era independent, vrei să spun. Nu. De către o cameră. Asta este important. Să fie filmată de către o cameră independentă. Haideți să citim mai departe. Din momentul descinderii, echipa televiziunii locale aflată înăuntru filmează. Panaite se surprins și cere reporterilor să părăsească locuința. Deci procurorul Panaite e surprins, iar lui Lele îi reproșează punerea în scena mascaradei cu televiziunea. Mai departe nu știe ce să facă procurorul Panaite. Un polițist de la IGP iese din încăpere, probabil pentru a cere instrucțiuni. Reintră. Controversele continuă, ce prevede și ce nu prevede procedura în astfel de cauză. În astfel de cazuri. Înainte de a continua să citesc felul în care s-au desfășurat evenimentele, v-aș întreba ce prevede procedura în astfel de cazuri. Închipuiți-vă că aș fi avut în casă un sistem de supraveghere care mi-ar fi permis să filmez în același timp. Eu pot să-mi închipui orice. Ar fi fost atunci obligatoriu să blochez sistemul respectiv. Eu nu am așa sistem. Și atunci, fiindcă aveam acele elemente care mă determinau să fiu precaut, l-am rugat pe un prieten să vină cu o cameră. Prietenul respectiv putea să dispună de o cameră profesionistă care să aibă independență timp de mai multe ore. Eu am acasă o cameră de filmat, dar după 15 minute trebuie să-i schimb acumulatorul. Domnule Panait, întrebarea mea a sunat foarte clar. Domnule, îmi cer scuze, eram cu gândul la procurorul Cristian Panait. Domnule, întrebarea mea a sunat foarte clar. Ce prevede procedura? Nicăieri în procedură nu este interzisă filmarea în paralel a percheziției de către un reprezentant al celui percheziționat. Absolut nicăieri. Dimpotrivă, spune articolul 100 din Codul de Procedură Penală că înainte de începerea, nu, că percheziția se efectuează atunci când se caută anumite obiecte cu privire la care persoana învinuită refuză să le pună la dispoziție sau neagă existența lor. Chestiunea asta i-am cerut-o eu lui Panait și lui Păun la parchet. Domnilor, spuneți-mi ce dosare căutați, ce înscrisuri căutați, și nu v-au ca spus. Să vă pot pune la dispoziție. Poate Bun. Știu unde sunt, poate au fost trimise alt undeva, poate se află la arhivă, poate sunt la judecătorie. Cine a mai participat la filmarea percheziției? Așa zisă percheziție. Deci am rămas acolo că am cerut unui prieten care este într-adevăr redactorul șef al postului local de televiziune să îmi împrumute o cameră de luat vedere. Vreau să vă zic chiar, domnule Panait, Dumnezeu să-l ierte pe procurorul Panait. Mi-a spus Panait. Că el nu poate dispune de o astfel de cameră pentru că nu o are în gestiune. Domnule, ea este dată unui cameraman. La percheziție, deci procurorul Panait s-a trezit acolo cu operatorul de la televiziunea particulară, cu un cameraman de la Antena 1 și cu altul de la ProTV. În primul rând că ulterior am înțeles din presă că procurorul Panait a lucrat chiar în televiziune. Deci nu era omul care să se sperie de o cameră de luat vedere. Știți ce a zis a declarat șefului Ovidiu Spăun, da? A declarat, îi spunea mătușei că
supărarea lui sau, să spunem, depresia lui, pentru că intrase într-o depresie, a plecat de la apariția televiziunilor în momentul începerii percheziției la domiciliul dumneavoastră. Nu. Aici e vorba despre o confuzie pe care o face intenționat, nu știu, piciorul sau pe unul despre care ai vorba. Unul dintre procurori. Unul dintre ei. Nu, era vorba practic de decepția lor, că n-au reușit să facă un act în care... Eleni Dumitru, mătușa procurorului, da, Cristian Panait, se duce la parchetul general și se întâlnește cu Ilie Picioruș. Acesta induce ideea că în seara percheziției la Oradea, Cristian Panait ar fi debusolat din cauza presei prezente acolo. Sigur, mătușa s-a exclus de așa ceva, câtă vreme nepotul ei lucrase, adică procurorul Panait lucrase 4 ani în televiziune. Spuneți-mi, procedura prevede ca să fie 2 televiziuni, 3 televiziuni particulare în momentul începerii percheziției? Nu prevede nici o cameră să fie. Dar interzice? Dar nici nu interzice. Deci, am înțeles. 2 lucruri trebuie făcute la o percheziție. În primul rând, locul percheziționat. Acasă, și care la noi trebuie să fie foarte bine identificat, se izolează. Și al doilea lucru care se face la o percheziție este asigurarea unor martori asistenți. Nu se spune că martori asistenți pot să fie 2, 3, 5. Se spune martori asistenți, deci asta înseamnă că cel puțin 2. Eu am închis locul respectiv și am blocat ușa pentru că cei doi ofițeri care veniseră cu Panait făceau adevărate navete înăuntru, afară, înăuntru, afară. Și am spus, domnilor, eu nu pot să vă supraveghez pe voi și să văd cu ce veniți în casă la mine, cu ce plecați din casă de la mine. Când au intrat cameramanii de la cele 3 televiziuni? De la celelalte 2 televiziuni? De la o singură televiziune. După ce au renunțat la percheziție. A, deci au filmat după? Absolut, dar sigur, a fost o singură cameră. Colegii mei mi-au spus de la Antena 1 Oradea că au filmat și înainte, în momentul în care a început percheziția. Deci a filmat doar... Doar camera respectivă. Cât a durat această, să spunem, tentativă de percheziție? Foarte, foarte puțin, 22-23 de minute. 23 de minute. 23. Da, și după aceea o spuneți că au intrat celelalte televiziuni. Nu. Vreau să vă spun, ce trebuia să facă, ce putea să facă Panait? Să nu se sperie de o cameră dacă ești de bună credință și dacă nu ai nimic de ascuns. O cameră este doar un martor absolut inofensiv, dar care nu poate să mintă. El trebuia să lase percheziția să se efectueze, la sfârșitul percheziției lua caseta respectivă din cameră, erau sigilate ambele casete și ambele casete constituiau probe la dosar. Și nu era absolut nicio... Eu pot fi de acord cu dumneavoastră, dar dumneavoastră introduceți, să spunem, ceva nou în procedura penală. Nu este nou, nimic. N-am auzit până acum să fie filmată vreo percheziție de cel care e percheziționat. Codul nostru penal este din 68. În momentul respectiv, nu cred că se putea... Eu nu contest anul din care... Eu vă spun, n-am auzit până acum ca cel percheziționat să filmeze percheziția. Nu este nimic rău în asta. Dacă ești de bună credință... Absolut. Dacă ești de bună credință și nu ai nimic de ascuns și vrei să fie cu atât mai relevantă proba pe care o administrezi, nu ai de ce să te opui la filmarea percheziției. Din momentul descinderii, dați-mi voie să citesc continuarea acestui material. Din momentul descinderii, echipa televiziunii locale aflată înăuntru filmează. Panait este surprins și cere reporterilor să părăsească locuința, iar procurorului Lele îi reproșează punerea în scenă a mascaradei cu televiziune. Mai departe, nu știe ce să facă. Un polițist de la IGP iese din încăpere, probabil pentru a cere instrucțiuni. Reintră. Controversele continuă, ce prevede și ce nu prevede procedura în astfel de cazuri. Sună telefonul lui Panait. Acesta răspunde și îl întinde lui Lele. E procurorul Păun, care regizează de afară totul și sfătuiește pe Lele să nu se complice. Nu mă complic, puteți începe percheziția, dar camera de filmat rămâne pentru o casetă martor, spune Lele, care uită că procedura prevede clar cine asistă la o percheziție. Nu spune clar. În cele din urmă, echipa de anchetă se retrage. Percheziția se terminase înainte de a începe și încă nu e foarte limpede ce căutau de fapt Păun și Panait. Ce v-a spus la telefon procurorul Păun? Vreau să vă spun în primul rând de așa zisa mascaradă. Nu, am înțeles de ce a schemat operatorul. Nu, cine face mascarada?
Nici într-un caz nu puteam eu să organizez o mascaradă când eu eram practic cel cercetat. Percheziția respectivă fusese anunțată practic printr-un comunicat al Ministerului de Justiție încă din ziua de 22, deci vinerea din săptămâna anterioară. Ministerul de Justiție a dat un comunicat în care, alături de alți magistrați, executori judecătorești, notari, eram trecut și eu și se spunea că s-a avizat cercetarea mea penală și efectuarea unei percheziții. Deci, era anunțată cu... Câteva zile înainte. Cu 5 zile înainte. Nu știau ce caută vis-a-vis de acuzele ce mi se aduceau. Și trebuiau să știe ce caută? Este obligatoriu, fiindcă spune foarte clar articolul 100 că trebuie să îi aduci, să îi de cer persoanei... De ce nu vă revoltați atunci când au loc atâtea percheziții și nu știu ce caută? De eu nu m-am revoltat. Nu, ar trebui să vă revoltați ca procuror. Trebuie să mă revolt doar dacă aș fi constatat o nelegalitate. Dumneavoastră de câte ori ați făcut percheziții fără să știi ce căutați? Sincer. Nu, niciodată. Bine, continuați. Deci, se spune clar, când persoana care i s-a cerut să predea vreun obiect sau vreun înscris care are legătură cu ancheta care se efectuează și tăgăduiește existența, se procedează la efectuarea unei percheziții domiciliare. Păi trebuie să fiți din start. Zilele anterioare se făcuseră, nu puteam să mă opun la percheziție și nici nu m-am opus. Bun, atunci ce contestați? Zilele anterioare se efectuaseră două percheziții la două cunoștințe, la doi amici de-ai mei, folosindu-se într-un caz o autorizație de percheziție, având același număr de dosar ca și dosarul meu. Deci era percheziționată în dosarul meu. Persoanei respective i s-a spus că se caută la domiciliul ei pașapoarte falsificate și arme și muniții. La cealaltă persoană, fără să existe consimțământul acesteia sau autorizație de percheziție, s-a efectuat la fel percheziție și cu același pretext. Mai mult, au intrat în calculatoarele copiilor și au verificat fișierele să vadă ce au în aceste fișiere. Deci, domnule Panai, de ce ați chemat televiziunea? Domnule Lele, îmi cer iertare. Pentru a avea siguranța că nu se procedează la o înscenare. Ce înseamnă? O înscenare puteau să găsească ceva ce uita, să găsească unul dintre polițiști ceea ce uita celălalt. Asta se întâmplă în filmele americane. Ce anume să lase? În filmele acolo? Americane se întâmplă altfel. Ce să... Se știe în filmele americane ce se caută și unde se caută. Deci dumneavoastră v-ați gândit că va fi vorba de o înscenare. Eram sigur de chestiunea asta și am că o să vi se pună ceva în casă. Absolut. Ce anume? Orice se putea pune. Droguri, arme? Și droguri se puteau pune, puteau fi puse... Trăim în România, domnule Rele. Trăim în România. Trăim. Dumneavoastră, spuneți acum, ceea ce spuneți dumneavoastră pare terifiant. Un procuror orădean, da, care a fost suspendat din funcție și împotriva căruia a început cercetarea penală... S-a pus în mișcare acțiunea penală. S-a pus în mișcare acțiunea penală. Deci acestui procuror îi se înscenează. Spuneți dumneavoastră... Spun că era foarte posibil să găsească ceea ce vă uita. Și acum sunt de sigur că a fost vorba de o înscenare. Că se dorea o înscenare. Și că v-ar fi pus acolo droguri, arme sau alte... Sau dosare, sau înscrisuri, sau o cartelă de telefon cu care s-ar fi vorbit cu o anumită persoană, sau puteau să pună un CD sau ceva. E foarte simplu de... găsit ceva ce uită altcineva. Repet, aveam experiența celor două percheziții din zilele precedente. La cei doi prieteni ai dumneavoastră. Efectuate cu autorizații de percheziție emise în dosarul meu. Deci 102 per PP 2002. Domnule, dacă dumneavoastră vă temeți de un astfel de lucru procuror, da? La Oradea, atunci ce să mai spunem de cetățenii simpli? Cetățenii care n-au niciun mijloc de apărare. Să fie precauți. Păi nu, și lor li se poate înscena orice dacă dumneavoastră veniți și pretindeți asta. Dar de ce toată această înscenare, domnule Lele?
Pentru că practic se ducea până în faza finală o acțiune de mușamalizare a unei activități de crimă organizată desfășurată pe teritoriul județului Bihor și nu numai, și cu ramificații internaționale și cu ramificații spre sponsori ai partidelor politice. Eu, pe cât înaintăm în discuția noastră, îmi dau foarte clar că motivul principal care a dus la sinuciderea sau la moartea procurorului Panait este cazul dumneavoastră, este dumneavoastră. Nu eu ca persoană, ci nu, cazul dumneavoastră, este nu. Vorba dumneavoastră de ca persoană, că e vorba de cazul dumneavoastră. Un caz care este simptomatic pentru justiția română. Ce și înseamnă pentru sistem. Înseamnă că este un semn. Asta înseamnă simptom, este un semn că ceva este bolnav, ceva este putred. Și dumneavoastră ați făcut parte din justiția română? Sigur că și fac în continuare. Chiar sunteți dacă suspendat până un actualul procuror general spune fostul procuror. Simptomatic, ce înseamnă? Ce se întâmplă în justiția română simptomatic de să ajunge la astfel de cazuri? Deci eu vă spun, procurorul Cristian Panait, am certitudinea în proporție de 99%, s-a sinucis, a murit din cauza acestui dosar al dumneavoastră. Ca să nu spun din cauza dumneavoastră. Că până la urmă dumneavoastră sunteți... Nu, stați puțin, nu că sunteți vinovat. Nu sunteți obiectul acestui dosar. E greu să vă răspund în câteva cuvinte. Nu se poate. Doar dacă ați avea măcar imaginea în timp a ceea ce s-a întâmplat în ultimul an. Eu am susținut am și susțin înțeles că în continuare. Procurorul Rădean Alexandru Lele a redeschis dosarul de care vorbați, în care l-a arestat apoi pe Adrian Tărău, fiul prefectului de Bihor, încercând să dovedească faptul că acesta era de fapt beneficiarul banilor din acest trafic de care vorbeați dumneavoastră internațional. În câteva luni situația avea să stea exact invers. Tărău era liber, iar Lele sub anchetă. Sub ancheta lui Cristian Panait. Spuneți-ne ce deci s-a întâmplat. În ziua de 20 aprilie 2001 am emis mandat de arestare față de Adrian Tărău, fiul prefectului PDSR de Bihor de atunci, Aurel Tărău. A doua zi a apărut la televiziune, în presă, primul ministru Năstase, iar în zilele următoare, în săptămâna care a urmat, au fost mai multe declarații ale unor persoane din sistemul nostru politic, practic din partidul de guvernământ. Octav Cosmâncă, Liviu Maior, care au făcut anumite precizări și anumite aprecieri în legătură cu această arestare. Permiteți-mi să vă citesc. În primul rând, primul ministru Năstase a spus sâmbătă, 21 aprilie, nu cred în arestările de vineri seara. Nu înțeleg cum un proces închis la Prahova, unde s-a dat neînceperea urmăririi penale, a devenit dintr-o dată important la Bihor. Am închis ghilimelele. Da. Nota bene, acest dosar nu a fost niciodată la Ploiești și nu văd... ce rost avea să se facă o astfel de afirmație de către chiar primul ministru. A fost dezinformat, nu a știut dacă a fost dezinformat, nu am auzit în zilele următoare sau în lunile următoare că ar fi sancționat pe cineva pentru această dezinformare. Tot primul ministru Năstase, luni 23 aprilie 2001. O secundă, ați redeschis acest dosar, da? El fusese închis sau nu? Dosarul, o să vă povestesc separat da, cum este cu el. Continuați. Că este o chestiune foarte tehnică. Continuați. Deci în 23 aprilie nu vreau să știu dacă ați redeschis dosarul. Sigur că da. Dar nu în felul ăsta profan în care spuneți redeschis. Este vorba despre altceva. Nu este o redeschidere. Sigur, nu este o redeschidere. Deci în biroul executiv central al PDSR s-a luat decizia de susținere a vicepreședintelui PDSR Bihor, prefectul Aurel Tărău, convenindu-se că destituirea sau suspendarea ar dovedi slăbiciune și ar transmite semnale negative în teritoriu. Deci aceasta este poziția
pe care a făcut-o cine era? Public, fostul prefect, primul ministru Năstase, vis-a-vis de organul politic conducător al partidului de guvernament. Miercuri 25 aprilie. Era vorba de fostul prefect. Da, da, da. Am înțeles. Tatăl celui arestat de fiului, da. Miercuri 25 aprilie. Ca să spunem așa. În cadrul ședinței de guvern, spune Adrian Năstase, am apreciat buna credință a prefectului Tărău și am constatat că nu e implicat sub nicio formă, fiind vorba doar de fiul domniei sale, cercetat în stare de libertate. I-am cerut să se implice în mod serios în activitatea fiului și familiei sale, având totuși o vină morală. Justiția nu poate fi influențată de prefectul Tărău, care nici măcar nu s-ar putea gândi la așa ceva. Cine a spus asta? Spune Năstase. Da. Pot să vă spun că sunt colegi de-ai mei care pot să depună mărturie și probabil că o vor face la un moment oarecare, că atât procurorul care a mușamalizat în faza inițială acest dosar, procurorul Mascaș, cât și cel care a reușit apoi performanța să mușamalizeze a doua oară dosarul. Erau colegi cu dumneavoastră? Erau la curtea de apel. Da. Au făcut anticamere la prefectul Tărău în săptămânile următoare și au fost văzuți la acest domn. Această declarație a premierului Adrian Năstase mi se pare foarte corectă. Spune că tatăl nu se poate gândi să intervină cumva în... Pentru că fiul era cel care a fost acuzat de-a lungul timpului de contrabandă, nu? Spune în continuare, puțină răbdare, spune în continuare Aurel Tărău că Adrian Năstase, ca Aurel Tărău să o lase mai moale cu acuzele aduse unor colegi de filială, să nu șifoneze și mai mult imaginea partidului. Asta spune Adrian Năstase. În zilele respective au mai fost alte intervenții, în special al lui Octav Cosmâncă, și care spune, la numirea în funcție mi-a spus că fiul său a mai fost cercetat într-un dosar care s-a încheiat, însă fără a se începe urmărirea penală. Este chiar acest dosar, dar au mai fost și altele. Din păcate, spune Octav Cosmâncă în continuare, ceea ce bănuiam atunci se confirmă în aceste zile. Am închis citatul. De unde putea Octav Cosmâncă să bănuiască? Putea să bănuiască pentru că probabil dumneavoastră știți că există o procedură pentru numirea prefecților în care procedură se solicită relațiile de la anumite servicii, probabil așa. Bun, dumneavoastră și l-ați acuzat la un moment dat pe premierul Adrian Năstase. De ce l-ați acuzat? Și vă spun de unde putea să știe Octav Cosmâncă. Putea să știe chiar de la aceste surse din SRI și IPJ Bihor, care au declarat în repetate rânduri că situația lui Adrian Tărău, care a mai fost reținut în Ucraina pentru trafic cu obiecte de artă și cu mașini de lux furate, era cunoscută de conducerea PDSR și a guvernului Năstase. Este o știre pe care nu a dezmințit-o nici SRI-ul, nici IPJ-ul și nici guvernul. Dumneavoastră, tatăl lui Adrian Tărău a fost numit prefect. A fost numit prefect. Nu mai este prefect. Nu mai este. Bun, dumneavoastră l-ați acuzat pe premierul Adrian Năstase pentru faptul că s-a implicat în treburile justiției. În ce constă această implicare? Permiteți-mi să vă mai citez tot din perioada respectivă, să primiți răspunsul indirect. Deci răspundeți-mi direct, că nu e înregistrat. Considerați-o că vă răspund. Da. Citându-l pe Liviu Maior, senator PDSR de Bihor, care spune, este adevărat că prefectul Aurel Tărău a arătat la un post local de radio că fiul său a sponsorizat PDSR în campania electorală cu o foarte mare sumă de bani. Așa. Am închis ghilimele. Verificând însă acest raport financiar înaintat de PDSR Bihor, veți avea și dumneavoastră surpriza să constatați că acolo nu figurează cu niciun leu sponsorizare din partea lui Adrian Tărău pentru PDSR. Înțeles, domnul... Cine vă aminte? S-a făcut sponsorizarea? Nu s-a făcut. Dacă s-a făcut, unde sunt acești bani? Cazul dumneavoastră a fost preluat de presă. Este un caz deosebit. Mie mi se pare un caz deosebit de grav tot ceea ce s-a întâmplat, pentru că, până la urmă, acest dosar, acest caz a dus la moartea tânărului procuror Cristian Panait. Și pentru că a murit un procuror tânăr, cred că trebuie să cineva să elucideze misterul,
sau să dezlege toate ițele care au dus la moartea procurorului Panaidar. Deocamdată doar presa face aceste demersuri. Presa face, dar dumneavoastră l-ați acuzat pe premierul Adrian Năstase și nu mi-ați răspuns. Eu vreau să fac referire la niște fapte. Nu, declarați. Iar concluziile să le tragem împreună. Le tragem împreună. Fără premierul Adrian Năstase a spus foarte clar că fostul prefect trebuie să se implice, să aibă un rol, să spunem, în familie, să vadă ce se întâmplă. Dar nu v-a oprit cu nimic să vă continuați ancheta. Cine v-a oprit să vă continuați ancheta în cazul lui Adrian Tarău, fiul prefectului? A doua zi, luni, 23 aprilie 2001, dosarul mi-a fost luat. De cine? De către parchetul Curții de Apel Oradea. De ce? Pentru continuarea cercetărilor. După ce l-a arestat să răspăie Adrian Tarău? Da. Și dumneavoastră ce spuneți? Că? L-au luat. Acum, de ce l-au luat, domnule Lele? L-au luat. De ce? Pentru că în parchet funcționează subordonarea ierarhică. Parchetul ierarhic superior poate spuneți, să ia orice dosar. Nu răspundeți niciun fel de întrebare. Parchetul acum inferior. Acum ați vorbit de toate aceste declarații ale câtorva fruntași din PSD. Da. Și acum spuneți că a fost vorba de o comandă ierarhică și cu asta basta. Eu am vrut să vă fac să înțelegeți contextul în care acești domni au făcut afirmații și nu mi-ați permis să le continui, pentru că fără să înțelegeți acest cadru și fără să îl amintim, nu vom reuși să înțelegem nimic. Deci, în continuare nu este contestată apropierea lui Adrian Tărău de Răzvan Ionescu, deputat PDSR de Bihor, filmați îmbrăcișați în noaptea anunțării rezultatelor în noiembrie 2000, da? Și este o scenă în care, pe care și alte posturi de televiziune au dat-o în mod ostentativ în toată această perioadă în care se punea problema lui decesului lui Panait. Pe acest fundal s-a purtat discuția. Mai departe. Și vreau să vă mai spun că în aceeași perioadă colonelul Popovici, care era în momentul respectiv șeful Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Bihor, a spus că pe tot timpul desfășurării cercetărilor în dosarele cu petrol, asupra mea, în ghilimele, au fost făcute presiuni din cele mai înalte cercuri ale instituțiilor statului. Mai spune colonelul Popovici că ministrul Ioan Rus a fost informat prin trei memorii și o ieșire la raport despre mafia petrolului din Bihor. Deci, observați dumneavoastră câte persoane erau foarte interesate de această situație a mafiei petrolului din Bihor. Termenul de mafie eu nu subscriu la el, dar l-am citat. Și vreau să vă mai spun, tot citându-l pe colonelul Popovici, că Ionuț Mircea, fiul șefului Corpului de Inspecție din IGP, a asistat la efectuarea unor operațiuni comerciale fictive pentru pierderea urmei a circa 6 miliarde de lei. Era practic o spălare de bani. Dimineață pot să vă spun o chestiune simpatică. L-am întâlnit pe Ionuț Mircea, așteptându-l la aeroport, pe unul dintre foștii arestați, dar de către parchetul Curții de Apel Ploiești, care în urmă cu aproximativ o săptămână a ieșit din arest. A fost despre cine timp, este vorba despre Brânzaș Octavian. Mm-hmm. Dar în acest caz a fost un condamnat la locul de muncă. Actualmente Ionuț Mircea, colonelul Mircea sau generalul Mircea, nu știu ce este șeful direcției juridice din IGP. Mircea Bocșe, unul dintre cei care au fost în acest caz implicați, a fost condamnat la locul de muncă, adevărat? Mircea Bocșe a fost condamnat la locul de era muncă. Era legat de cazul lui Adrian Tărău. În ce fază se află dosarul acum? Mai cercetează cineva să mă ocupă cineva de dosarul lui Adrian Tărău? Vă spun numai un singur citat vă mai dau. Prefectul Tărău în perioada respectivă. Deci pentru ca să înțelegeți acest cadru, spuneți, acest context. Nu trebuie să înțeleg, trebuie să înțeleg să înțelegem împreună, primul, că spuneți. Este o nebuloasă din care nici eu nu pot să spun că înțeleg totul, fiindcă nu am controlul asupra. Spuneți până la capăt. Deci prefectul Tărău a spus, cei care mi-au arestat fiul vor plăti. Este exact în săptămâna în care au avut loc și aceste
Cine e tărău ca să îi plătească lui cei care... Este declarația pe care a făcut-o și care a fost adusă în acest mod la cunoștința opiniei publice. Deci o declarație publicată undeva? Da, este, sigur că da. Deci tot ce v-am spus, considerați-o cu ghilimele. Da. Să, dacă vrea să intervine telefonic fostul prefect Tărău, poate să sune la cele două numere absolut, de pe micul ecran și să intervine, să spună dacă astea sunt declarațiile. Nu m-ați lămurit cu intervenția lui Adrian Năstase. Vă lămuresc. Vreau să înțelegeți. Știți de ce vă întreb acest lucru și insist? Pentru că presa a preluat în primul rând această declarație a dumneavoastră și de aici a început tot bulgărele de zăpadă. Sigur. Cum că premierul Adrian Năstase intervine în treburile justiției. Vreau spuneți. O ultimă precizare relativ la acest cadru politic. Și vreau să se înțeleagă faptul că acest scandal nu este numai al PDSR-ului, ci, din păcate, este și al altor partide, fiindcă acest scandal în jurul firmei Lugmir, la care este administrator acest Pocșe, a fost declanșat de fostul prefect țărănist de Bihor, Dan Balaș, care a semnalat la perioada respectivă, la începutul anului 1998, ilegalitățile constatate guvernului și liderilor PNCCD, lucru ce l-a costat funcția. Deci, activitățile de contrabandă au avut loc în timpul guvernării anterioare. 96-2000. S-a ajuns la o soluție de compromis să fie trimis în judecată acest Pocșe Mircea pentru o infracțiune minoră. În schimb, infracțiunea importantă, cea de contrabandă, era pur și simplu ignorată. Și nu să spuneți că Adrian Tărău a făcut contrabandă? Și acest, sigur, și acest lucru l-am constatat eu când, în calitate de procuror șef secție judiciară, am participat la ședințele de analiză a soluțiilor din săptămâna respectivă la parchetul de pe lângă judecătoria Oradea. Și atunci procurorul de ședință a dat citire minutei, deci părții esențiale din hotărâre, în care se spunea că a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare. Afirmațiile noastre sunt foarte grave. Spuneți că Adrian Tărău a făcut contrabandă. Da. Justiția încă n-a dovedit acest lucru. Dar dumneavoastră susțineți acest lucru. Da, susțin. Am înțeles. O să ne întoarcem și la declarația prin care l-a acuzat pe Adrian Năstase, pentru că era o acuzație pentru implicarea în justiție, dar nu ne-ați citit sau nu ne-ați citat decât o declarație. Dar haideți să vedem, că avem caseta de la Antena 1 Oradea, să vedem ce a fost cu percheziția la domiciliul dumneavoastră. Dați drumul la casetă. Procedăm la efectuarea unei percheziții în condiții legale. Ce ați făcut dumneavoastră așteptându-ne în casă cu alte camere nu corespunde dispozițiilor legale. Din ce? Dumneavoastră vă rog să părăsiți locuința. Nu, de ce să părăsească locuința? Eu doresc ca martorii asistență... Cine sunteți, vă rog? Cine sunteți, vă rog? Am fost anunțat de pe... Deci eu sunt convins că dumneavoastră... În ce calitate? Domnule procuror, nu putem filma... Da, absolut, sunteți în casa mea. Ați făcut, vă rog, să părăsiți locuința. Cum? Deci nu aveți nicio calitate în acest moment. Deci sunt invitații mei, sunt în casă la mine... Nu, nu este procedural, deci... Ce să nu fie procedural? Vă rog frumos. Deci în acest moment se efectuează o percheziție cu care a spus. Nu au dreptul să fie în care se efectuează o percheziție. Vă rog frumos să avem cameră de luat vedere. Deci aveți cameră. Ce vă deranjează? În acest moment s-a întrerupt orice fel de discuție. Totul s-a făcut jurnalistic. În acest moment, nu. Aici este un act de procedură penală și nu se face ziaristică. Vă rog frumos. Eu vreau să am controlul că ceea ce se întâmplă. Eu vă asigur că totul se va face. Sunt tehnicieni criminaliști, sunt martori asistenți. Nu trebuie să vă deranjați. Vă rog frumos să părăsiți. Nu înțeleg că ce nu au voie să participe. Eu vreau să mă asigur că dumneavoastră... Sunteți magistrat. Da. Față de care s-a dat un aviz de cercetare și de percheziționare. Da. Modul în care ați acționat, introducând în casă ziariști, nu corespunde dispozițiilor legale. Și dumneavoastră știți foarte bine. Din acest moment închideți. Îți scoateți afară. Se face percheziție, da? Dacă domnul, obligat, atunci nu este pe deci nu, aici nu-i piață, nu-i piață să venit, meargă și să vină. Domnul Lele, am venit cu o activitate legală, cu activitate legală. Și dumneavoastră ne-ați așteptat în casă cu ziariști. Nu avem nimic de ascuns, dar este o procedură legală. Nu e vorba de ziariști.
ziariști. Este vorba de un mijloc prin care eu vreau să am controlul că ceea ce faceți dumneavoastră e legal. Deci sunt dumneavoastră o percheziție până acum? Domnule, nu are importanță chestia asta. Deci nu asta discutăm noi. V-a așteptat presa în interior? Nu, domnule, nu e vorba de presă, e vorba de o cameră de luat vederi care vreau să consemneze ce găsiți? Deci i-ați invitat, i-ați... Nu, eu am rugat... V-am spus, acum vreau să începem activitatea de percheziție. De ce eu am, eu am rugat... Bun. Vă rog să părăsiți locuința. Nu părăsiți, domne, nicio locuință. Nu părăsesc, pentru că... Nu mă violentați, pentru că atunci sunt și eu... Eu vă aduc la cunoștință că în acest moment începe activitatea Manu Militari de efectuarea percheziției. Deci, părăsiți... Nu, eu doresc... Deci v-am atras atenția. Domnule, nu mai blocați. Dumneavoastră îmi faceți spectacol. Dumneavoastră sunteți trimiți aici de Năstase, să știți. Pentru că el crede că eu am scris articolele din România Mare. Asta e ceea ce spuneți orice. Asta e ceea ce... Asta e ceea ce credeți dumneavoastră. Păi nu ce cred. Dumneavoastră credeți. Eu am probe și... Asta e ceea ce credeți dumneavoastră. Deci eu am probe și v-am pus sub învinuire. În acest moment, gata. Vă rog frumos. Domnul procuror, eu nu am ce să mă complic. Eu am cerut să... Eu am cerut un mijloc suplimentar ca să fie... Deci nu trebuie să vă deranjeze că mai există o cameră care supraveghează cum se desfășoară activitatea de percheziție. Dacă ați intrat, nu mai ieșiți. Deja o dată în ultraj. Deci dacă ați intrat, nu mai ieșiți. Deci vedeți să intrați în ultraj. Deci domnul coleg, vă rog frumos. Nu, în condițiile acestea nu. Dom'le, deci vă puneți la percheziție în condițiile legale, nu? Nu, la nicio percheziție. Dom'le, vedeți de ce e nevoie? Deci părăsiți toată lumea. Vedeți de ce e nevoie ca să... Eu am spus, eu v-am invitat. Nu, domne. Poate, domne, ne rețineți în casă? Nu v-am reținut. Cu ce v-am reținut? Cu ce v-am reținut? Dar eu v-am rugat să faceți percheziție. Așa cum v-a dorit dumneavoastră, totul este filmat. Eu v-am rugat să faceți percheziție. De ce? Deci eu plec cu voi într-un set de ore să vă dau imagini. Dacă vreți în croa... Vreau să arăt că ce se întâmplă este urmare a unor influențe politice majore care vin de la cel mai înalt nivel și care au avut punctul de pornire în aprilie 2001, când am emis mandat de arestare față de fiul prefectului de atunci, Tărău. Acest individ, la ora actuală, știți bine că a fost înlocuit din funcția pe care o ocupa. Acest individ a creat, practic, în Bihor o adevărată rețea care a ajuns să controleze aproape toate sectoarele majore ale activității economice, sociale, politice. Ei... au avut sprijinul unei bune părți din poliție, au avut sprijinul și au în continuare de la organele fiscale, de la VAMA, de la cei care ar trebui să asigure protecția consumatorului și nu o fac. Și așa am reușit să stabilesc traseul unor sume extraordinar de mari de bani, să arat că importurile au fost finanțate de ofițeri care erau în Ministerul de Interne și mai sunt și acum, că pornirea unor anchete care veneau dinspre Ploiești, Pitești, deci de la rafinării din țară, erau blocate undeva pe traseu și nu se... ajungea la destinația finală a combustibililor care erau aduși în Bihor și comercializați la negru. E, cu ajutorul conturilor,
Am reușit să conturilor bancare prin care s-au făcut plăți de ordinul sutelor de miliarde, fiindcă așa s-a acționat, s-a lucrat în mod organizat. Este o rețea condusă după cele mai stricte reguli mafiote. Deci, da, ați urmărit o casetă din ziua în care s-a încercat percheziția la domiciliul procurorului Alexandru Lele. Presa era de la început acolo, erau mai multe televiziuni. Nu, era o singură cameră. Asta este după. Erau mai mulți oameni înăuntru. Cel pe care era să derulați caseta și să nu dați sonorul, ca să putem comenta din studio. Era un fiind al meu care era în vizită. Da. Derulați caseta la început și dați-o fără sonor. Era... Dați-ne într-o fereastră sau doar vocea. Da, spuneți. Deci era un fiind al meu care era în vizită la noi și erau cameramanul și prietenul de la studioul local de televiziune. Și nu mai erau alte televiziuni? Nu, sigur că nu. Deci caseta filmată camera. Este de cameramanul nostru, nu după, e filmat. După abandonarea percheziției, au venit și alte Bun. Televiziuni, pentru că la deci momentul respectiv... Deci în imagine se află procurorul Panaita. Aici a început percheziția, da? Sigur, era o singură, e finul meu în dreapta. Da, bun, și nu mai era altă cameră decât cea care filmează în acest moment a operatorului la televiziunea particulară. Și a parchetului. Și camera parchetului. Sigur. Da. Deci erau două camere. Am înțeles. Și asta este filmarea făcută de către televiziunea locală. În imagine este procurorul Panait, cel care a murit în condiții neelucidate încă, să spunem. Da, v-a întrebat la un moment dat, în imagine procurorul Alexandru Lele, v-a întrebat, dumneavoastră ați participat la percheziție, ați avut vreodată camere la perchezițiile astea? Nu. Păi vedeți? Nu, dar asta nu înseamnă că nu se poate. Nu, vă spuneam. Păi și de ce n-ați folosit la nicio percheziție cameră dacă tot se poate? Pentru că dacă ar fi solicitat persoana percheziționată, eu nu m-aș fi opus. Da. N-am... Cum v-ați despărțit a doua zi? Gata, lăsați imagine. Cum v-ați despărțit a doua zi de procurorul Cristian Panait? Eu niciun Panait? Moment să nu înțelegeți cumva că aș fi fost în raporturi de dușmănie cu el. Aici era deja început un fel de ceartă, ca să nu spun mai mult. Nu. E greșit dacă spuneți ceartă. Activitatea de urmărire penală nu este o chestiune așa că mergem împreună la bere și povestim de filme sau meciuri. V-ați opus, este, nu. Este o activitate care poate să aducă surpriză din partea ambelor părți. Nu, surpriza a venit din partea noastră că ați venit cu un operator. Nu, surpriza era, era pentru mine că au venit să facă percheziția, nu? Dar știați de 4 zile înainte. Știam, dar asta nu însemna că nu era totuși o surpriză, așa, într-un cadru mai larg. Stați puțin că eu par așa mai slab de înger. Păi cum era o surpriză când știați cu 4 zile înainte că va fi percheziția și dumneavoastră îmi spuneți că era o surpriză. Haideți să fim serioși. Deci era o surpriză față de modul în care au escaladat activitățile împotriva mea. Și aici veți primi, nu. Veți primi acel răspuns pe care tot îl cereți vă rog. Vis-a-vis de felul în care politicul practic prin instrumentul său foarte procurorul general a determinat punerea mea la colț. Lămuriți-mă un lucru. Dumneavoastră spuneți că acest trafic de care vorbiți, internațional, rețea internațională, s-a avut în perioada 96-2000. Nu, 97-98. 97-98, da? Și nu. A continuat în când? Eu v-am, atunci când discutam noi despre această emisiune, v-am spus, domnule, ar fi foarte bine să fie un jurist care să mă combată. Știți de ce? Pentru că când a fost făcut traficul, aici este vorba doar de un singur rechizitoriu, dar asta nu înseamnă că în rechizitoriu acesta este prinsă întreaga activitate de contrabandă, care este mult mai largă. Activitatea de contrabandă când s-a desfășurat? Când începând din anul 1997 până în zilele noastre. Până în zilele noastre a avut loc această contrabandă. Absolut. A fost îmbrățișată, spuneți dumneavoastră, de vechea putere. A fost... Și... Luat în brațe de noua putere. Da. Da. Arătați-ne implicarea politicului. Implicarea politicului spus-o. Nu, v-am spus de ce era totuși o surpriză pentru mine. Era o surpriză pentru că din acel moment, din săptămâna imediat următoare
arestării fiului prefectului, împotriva mea au început așa, mai multe activități. De unde până în momentul respectiv eram considerat unul dintre cei mai bine pregătiți profesional procuror din Oradea? Din Oradea, am devenit așa, peste noapte, oaia neagră. În iulie 25, deci mai, iunie, iulie, la 3 luni distanță, mi s-a comunicat că am fost eliberat din funcție. Aveam o funcție tehnică, procuror șef secție judiciară la parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. După modificarea legii de organizare judecătorească, eliberarea din funcție este considerată o sancțiune disciplinară. Este una dintre sancțiunile... Normal, când te eliberează într-o funcție de șef, de serviciu? Nici măcar atâta respect față de un magistrat nu au avut domnii din parchet. Să-mi spună de ce. Și domnule, nu e vorba numai de respect. Dacă urmărești o eliberare din funcție și o înlocuire, trebuie să îi spui omului ce a greșit ca să nu repete. Ați rămas să continuați munca acolo în parchet, da? În parchet, sigur. Dumneavoastră sunteți membru sau simpatizant al vreunui partid? Nu. N-aveți nicio legătură cu vreun partid politic. Din potrivă, am părere proastă despre despre politică și despre partid. Absolut. Colegii mei îmi spun că imaginile filmate sunt filmate de operatorul de la Antena 1. Care? Cele pe care le-am prezentat. Nu. O să intrăm în legătură cu colegii noștri să ne spună. Două momente. Nu. Cele de la bun început. Cel de la început, când intrați în conflict cu procurorul Cristian Panain, cel care a murit. Deci nu are niciun rost să, să discutăm pe tema asta, când e clar, nici parchetul general nu susține așa ceva, decât o singură cameră a fost. Ați declarat mai devreme și v-am întrebat, nu mi-ați răspuns, că premierul Adrian Năstase s-a implicat în treburile justiției. Deci din acel moment au început necazurile mele. Deci când? Eliberarea din funcție din în acel iulie. Moment care? Din anul momentul trecut. Aprilie 2001. Declarația despre Adrian Năstase, premierul Adrian Năstase, a făcut-o recent. A fost titlul mare pe prima pagină în mai toate ziarele. Da. Am făcut-o și e adevărat. Păi, susțin în continuare ce am... Am înțeles, dar prin ce? Că n-ați venit cu nicio probă, să spunem. Nici măcar... A citat o declarație în care premierul Adrian Năstase sfătuia Pătărău să aibă grijă de fiul său, în familie. Deci, dacă... citim și traducem această declarație, înseamnă o neîncredere în actul de justiție. Domnule, când spune nu crede în arestările eu, Marius de vineri seara. Jurnalistul Marius Tucă, aș mai putea să spun că premierul Adrian Năstase sau președintele sau ministrul justiției s-au implicat sau au avut implicații în actul de justiție, sunt ziarism, da, în judecată mă ajută, dumneavoastră sunteți magistrat. Da. Să mă dea în judecată. Păi nu. E vorba de responsabilitatea fiecare. A citat o declarație. Și este o responsabilitate politică pe care trebuie să o aibă și cei care dau astfel de declarații. Eu sunt dacă de acord. Traduci o astfel de declarație politică, înseamnă practic că premierul Adrian Năstase și-a exprimat neîncrederea în actul de justiție efectuat la parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. Asta a doua zi după ce... Iar mai târziu a revenit și a spus că... Nu a revenit deloc. Prefectul Tărău, mai citiți o dată declarația în care spunea că trebuie să se ocupe de educația fiului. Da, fiul său are 30 și de ani. Dar el, dumneavoastră spuneți că prefectul a fost implicat și el în această contrabandă de care spunea, sau doar fiul? Probabil că Adrian Năstase era încă în perioada în care era ironic. Deci, miercuri 25 aprilie 2001, în cadrul ședinței de guvern, am apreciat buna credința prefectului Tărău și am constatat că nu e implicat sub nicio formă, fiind este vorba doar de fiul... Domnule, dar v-am citit în continuare declarația celuilalt senator de Bihor care spune că prefectul PDSR a spus că a sponsorizat PDSR-ul. Dumneavoastră cu o sumă foarte mare de bani. A spus foarte răspicat Adrian Tărău. A făcut contrabandă cu benzină, da foarte clar. Foarte adică clar. Băiatul prefectului. Prefectul a făcut și el contrabandă? Nu. Prefectul a fost pus în funcția respectivă ca urmare a sponsorizării făcute de fiul său. Am înțeles. Bun, ne oprim un minut pentru publicitate și după aceea continuăm discuția noastră. I heard about this train. It was a health train going to rural areas. I thought
You've got all this medical experience, but you are a black woman, and in South Africa, there's never been a black person as a train manager. But I thought, I